crea educație și inițiere. Asta este inițiere ce discutăm aici. Educație, educație. Educație spre lumea exterioară. Poți să faci și o educație într-o lume interioară, dacă le cuprezi pe cele două, e de altceva, e alt nivel. Când nu ești nici oriental, nu ești nici occidental, nu ești nici foarte structural, nici fenomenologic, și începi să le pui împreună lucrare, din clipa respectivă ești la alt nivel, trebuie să naști un altfel de om. Și asta vrem să facem aici. Și așa avem o școală pe care o avem experimentată. Suntem noi foarte competenți de o școală. Nu? Deci nu e un caz singular. Avem o rețea de foști prieteni, adică nu foști, de actual prieteni, foști studenți, care sunt aproape universitari, care au trecut prin școala noastră. Și au ascultat discuțiile și au văzut, Andy, o să fac să vă povestească și mi-aș dori să avem unde să, cred că pe doar o săptămână, dacă stă fiecare săptămână, fiecare luni din săptămână, nu știu dacă măcar să ia capitolele, pentru că ce a făcut și ce a teoretizat pe lângă Iking nu e banalitate. Deci nu ne jucăm de a dat un bot. Ale un prilej fenomenologic, un prilej de interacțiune din care observatorul de nivel înalt încearcă să extragă informații de acolo, iar partea. Deci sunt 64 de, cum le cheamă, hexagrame, nu ne joacă. Și ce, câte sunt din combinații, nici 12 zodii nu sunt degeaba. Sunt combinații de 4 luate câte 3. Și cine sunt 4 câte 3? Păi sunt 4 aminoacizi luate câte 3 și toată structura respectivă de nervi, tot în 12 ghilimele sunt combinații de anumită factură. 12 zodii sunt combinații de 4, dacă vedeți în structura zodiilor, și acum e o chestie interesantă. Sunt simboluri în diferite zone care sunt într-o ceață semantică care se poate esențializa și când se așează după un criteriu care e un canevas care filtrează, pe poate altă imagine. Vreau să putem începe tot partenerul nostru în discuție, care este, din păcate, mult mai abstract decât noi toți la un loc care este Florin Colceac, și vreau cum se poate structura un canevas mental pe care așezarea, numai simplă așezarea conceptelor și legarea lor pe niște vere, pe bine pus orientat, creează deja iluminarea respectivă, inclusiv acțiunea autofizică. Deci noi avem în România adunate probleme, pentru că am fost suficient de pragmatici ca să înțelegem matematica și am fost suficient de vizători ca să înțelegem fenomenologic. Și acum le putem lega. Toată problema este să ne creăm cadrul. Și asta e un prilej. Să ne cunoaștem și să ne dăm multe generații, multe vârste, multe probleme, să putem să creăm un cadru. Aici vreau să mă amintesc eu un lucru apropo Kairos. Pe Aron este cel care nu-l cunoaște. Ai zis de Kairos, pentru că îți aduce aminte că acum vreo 10 ani în urmă am început să-i spunem Kairomactica, în care făceam managementul pe care trebuia să-l facem pentru România, nu prea era adecvat cele de tip occidental, care am văzut în toate școlile de business și așa mai departe. Și de ce nu era, și în general, pentru că în zona asta, mai degrabă, ești ca acel care știi, prin cunoaștere, să acționezi în momentul acela favorabil. Kairos fiind chestată bine față de gândirea asta, mă rog, grecii aveau cei doi zei, Cronosul, zeia timpului. Timpul este extraordinar, deci o să vedeți și în fizică. Și Kairos. Kairosul fiind zeul timpului favorabil. Bineînțeles că a fost preluat și în Tacopeții Notodosii, o să vedeți și acolo foarte multă ideea. Kairos a fost foarte puternic preluat. Deci, din punctul nostru de vedere, vreau să restructurăm dintr-o vreo și spuneam Kairo, act și it. Kairomactica, care avea și da, și legate de o etică. Și etică. Deci, atenție, un timp în care trebuie să faci, pentru că în zona asta, când acționezi așa ceva, este absolut, spuneam, omenirea, dacă n-ai acel țel și țelul ăla să fie corespunzător cu anumite, mă rog, lege, de factură, nu știu, spuneți cum vreți, și oricum, deja morală kantiană din mine, de care vorbea, mă rog, Kant. Și în același timp, deci trebuia să știi că, până la urmă, un management al proiectului, trebuie să știi că, într-adevăr, este un moment oportun al proiectului, când totul pare să meargă de la sine. Când totul pare, și dacă tu sezizezi momentul acela oportun, atunci poți să acționezi. Altădată încerci, oricât ai fi tu de cronologic în a face tot felul de pregătiri de străpunde de așa, dar nu merge. Pur și simplu. Și aș vrea să sugerez aici, vreau să amintesc un lucru foarte important, iar din experiență trăită împărtășită și care încă îmi dă de bătaie de cap, pentru că sugerează pragmatic ce zice acum Aron. A fost o problemă interesantă, pentru că modul în care mă implicam anumite tipuri de experimente extrem de diverse, unele foarte pragmatice, de tipul
realizarea practică a primei mașini de explozie de deformare câmp magnetic, să zicem, că era o tehnologie foarte modernă, asta era prin 73, alternat cu probleme de descoperire în domeniul pendulului. Când am descoperit bateria de anestezia, 3 ani de zile, n-am avut noapte, am auzit, deci s-a terminat, deci s-am schimbat lumea, după 3 ani de zile, ca și s-a închis o ușă și am plecat în partea cealaltă complementară foarte tehnică. Deci, cu atât de viața mi-a dat niște șanse să mă bag în foarte multe zone foarte diferite și la un moment dat păream și de serioase, pentru că deși lăsam urme foarte tangibile, am făcut 20 ceva de mașini unelte cu mâna mea și prezare și strungire și electronic, mă zic că se poate în România. Dar păream de serios, adică cum? Te-am lăsat la câmp magnetic și te găsești la pendul, adică n-am înțeles. Și te vei la pendul și te găsești la piramide, deci poate te găsești la ceva în ordine. Dar eu, la un moment dat, am luat-o și eu, zic, nu am zis eu ceva, că trebuie să-mi facă decât restul lumii, ia să mă uit ce se întâmplă și mi-am dat seama că n-am argumente, pentru că mă uitam, colegii evoluau social, eu, toți mergeau la servicii ca să aducă acasă bani, eu mă duceam acasă, luam bani ca să aduc să fac laborator, adică ceva nu era în ordine din multe puncte de vedere. Și atunci am speriat. Și am zis, ceva nu e în ordine la mine. Și mai mult de atât, nici măcar n-am documente. N-am dovezi, că nu mai știu, că reluam, venea din nou piramida peste mine, peste o perioadă de 2 ani, știu eu, aproximativ. Și nu mai știam ce am făcut, dar am o perioadă de am început să notez. Și îmi permise dosare, cu sinteza rezultatelor și s-a luat dosare. Și l-am dat un șoc. Că uitându-mă prin treabă, vedeam așa, m-a apucat damblaua pe piramidă, numai în martie, în perioada acutare. Din 2 în 2 ani. Sunt niște ritmuri. Apropo de ce ai tu de oportunitate. Dacă rămâi pe o temă în sine, tu mergi pe această sinusoidă. Îți merge o perioadă, după nu merge nimic. Păi aia merge o perioadă pentru un timp. Dacă trebuie să ai timpul ăla de a sta în așteptare să-ți meargă când natura ți-e potrivnică pe cele idei. E ca un motor cu un timp. De-aia îți faci motor cu 4 timp ca să treacă peste momentul de zero. Când nu-ți merge. Eu am constatat așa că dacă ai 3-4 direcții de importanță majoră și știi să le sincronizezi cu Universul, îți aduci Universul în față și faci toate cu așa o viteză că n-apuci nici măcar să-ți dai seama. Pentru că toate îți vin în față. Dar pe interese de timp, pe o ritmologie universală. Deci am dezvoltat o școală, am dezvoltat o metodologie care aș putea să o îmbunătățim împreună, să o testăm. Și fiecare personală și are legătură și cu anumite proprietăți și logice care unii au neglijat-o, că au băgat în mama umidă anumită de, cum să spun, zodiac, sunt niște ritmuri acolo. A doua problemă foarte interesantă este diferența dintre Cronos, apropo de Cronos, și durată. Timpul este, de fapt, ordine și durată. În electronică, 286 și un Pentium, fă diferența, fac amândouă Word, deschid Word la fel, tot același program de Word, numai că unul deschide foarte repede, unul foarte mult, pentru că, de fapt, diferența dintre ele e că tactul în sine se face mai, cu o durată mai mică între două operații. Deci, cu alte cuvinte, informațional, poți să zici așa, că la limită tactul poate să fie zero, dar a rămas ordinea. Deci este instantanee, dar a rămas ordinea. Când aveți un CD cu programul, el are toată informația acolo. Poți să-l bagă într-o mașină lentă, care să facă lent sau să facă foarte rapid, pentru că ordinea rămâne aceeași, de-aia face ce trebuie. Deci programul de minim energetic se poate da după aceea cu program de minim informațional. Deci trebuie completate toate noțiunile respective și asta pare o varză, că te puțin vorbeai de asta, pe bătăi, pe alta cea. În prima etapă însă trebuie fiecare bucățică, apropo ce a încercat Andy Sarate, fiecare bucățică din ele evocate de să aibă în spate un setil, o frămânțire, ca să fie esențializat problema respectivă. Nu te trezești acum să vorbești intuitiv sau după ureche, după programat de fizic, cum se întâmplă la UH. Numai pentru că e nevoie, societatea simte nevoia și absoarbe cărțile de astea de mama omida cu o viteză extraordinară, devine calitatea respectivă. Deci e o mare bifurcație. După aceea ne dorim, și asta o să discutăm în mod special, noi putem face un laborator. Un laborator pentru noțiuni de genul ăsta. Dacă nu trăiești o primă experiență de bifurcații, apropo de teoria bifurcației, nu ai ce să înțelegi. Laboratoarele la facultate oricum nu mai sunt, dar la reconstruite laboratoare pentru tipul ăsta de concepte. Pentru concepte de tipul complexității, de tipul ăsta, ca să poți internaliza fenomenologic noțiunea care capătă după aceea teoria bifurcației. Dacă niciodată n-ai creat un fenomen care manifestă proprietăți de sensibilitate a condiției inițiale, poți să facă teoria să scrie ecuațiile până mâine, că nu o să spună nimic. Pentru că toate astea din complexitate se referă la fenomene care nu sunt așa de puternic legate cauzal,
Nu sunt așa puternic legate de intuiția adusă de mintea umană, de, nu, de mecanismul minții, de judecata minții adusă de simțuri. Simț. E mult mai sus, e dincolo de bunul simț, e chiar de împotriva bunului simț. Sunt zeci de experiențe care sunt contrare bunului simț. La mică scară, deja spre nanoscară, toate legile astea macroscopice nu funcționează. Ele au fost definite la scară macroscopică. Numai temperatura. Vă dau un exemplu. Temperatura în sine înseamnă... Noi nu avem noțiuni de ce e temperatura. Dacă lumea ar înțelege că, de fapt, cu pielea, noi nu cu termic, noi nu simțim temperatura. E mai rece acum, mai rece afară. Noi, automat, se face pentru un om obișnuit care vorbește obișnuit, el asociază temperatura că e mai rece afară. Păi, facem un experiment. Eu am niște obiecte la 20 de grade în cameră și o bucată de lână, o bucată de metal, o bucată de lemn, o bucată de fier, nu știu de care. Și când pun pe ele, o să văd senzații diferite. Lemnul o să mi se pare mai cald, lâna foarte caldă, pe când metalul o să fie rece. Păi dacă pun termometrul prin ele, o să văd că au exact aceeași temperatură, toate din cameră. Că dacă era lemnul cald și metalul rece, se mișca o tăie. După 20 de minute sunt la aceeași temperatură toate, că s-a egalizat temperatura. Deci o senzație. De ce e senzația asta? Pentru că lemnul nu conduce temperatura, căldura, nu suge căldura repede din mână, pe când metalul absorbe căldura. Deci eu ce simt, de fapt? Cât de repede fure căldura? Ce simt eu ca temperatură? Viteza cu care pierd căldura. Adică cine e viteza care pierd? Derivata căldurii. Derivata. De-aia la școală derivata. Deci eu simt derivata. De ea se face un invers. Dacă mă uit deasupra și pun temperatura la 50 de grade, păi tot îmi sunt 50 de grade. Nu mai simt nică, decât pipăit. Pentru că eu acum sunt de la căldura de 5 de grade la mine, ca 37 de grade, sensul spiritului este aceeași. Nu mai am diferențiere. Deci acum fac o parabolă din asta, ca să încep să am diferențiere, să văd nevăzutul, trebuie să ridic frecvența la temperatură mai mare, ca să pot să fac comparații. Ai trecut pe lângă un om eucariotic. Când ai zis derivata căldurii. Da, da. La temperatura camerei, deci... Da. Deci e entropia. Da. Deci tu simți entropia. Deci, e și chestie pe care... Foarte puțin nu este prima noțiune de fizică care sucește, dă bătăi de cap îngrozitor oamenilor. Când se ajunge entropia, mamă, ce e? Și asta sunt laboratoare, tot exemplu. Și laboratoarele de acei gen ar putea și ne-a proiectat laboratoare în care studentul face măsurători asupra unor parametrii de acei gen. Nu parametru să facă mișcarea pe planul înclinat. Că dacă dau un student să facă mișcarea pe planul înclinat, dă și în pușcă. Sau cum se întâmplă acum, vă dau exemplu din Politehnică, de la mine ATCM, la mecanică ce acolo. Și acum, când suntem în secolul 21, au de făcut 2 ore pe o măsurătoare de rezistență, de știința materialelor, care se numește măsurătoare de duritate. Ce înseamnă măsurătoare de duritate? Brilă. Am făcut și acum 25 de ani. Ce înseamnă? Ia o bilă de metal, de ăsta oțel, o presesc cu o forță și bineînțeles că va deforma materialul și vine o calotă acolo. Dacă materialul este foarte dur, calota e foarte mică, amprenta pe care o face bila. Dacă materialul e mai ductil și moale, sub forța care e mereu aceeași, și măsori diametrul ăla. Pe cât credeți că îi trebuie unui copil în secolul 21 să afle ce a făcut eu să și-l fac? Prin cel care 2 ore. Și ăla e ore de laborator, 2 ore. Păi vă dați seama că mă împușcă și eu dacă fac mai mult decât asta în zona respectivă, vine și de cauciul meu de respecta curicula. Suntem în altă, înapoiat mental. Mă refer la Ministerul de Învățământ. Deci sunt multe lucruri care se pot face cu totul altfel și cu aceeași efect asupra înțelegerii. Dar experiențele astea formate și mai ales și produs de export. Pentru că lumea asta caută. A ajuns Finlanda, acum merge fără curicul. Pe are nevoie exact de chestia asta. Are nevoie de cineva care să facă proiectare permanentă de obiecte didactice menite să creeze motivația copilului să ceva să facă analiza aia multidimensională. Pentru că să facem fără asta, vindem gândire. De ce sunteți să vindem tractoare și camioane? Dar nu vreau să spun asta, am vorbit cu Ceaușescu pe tema asta, am vorbit cu Irescu pe tema asta, am vorbit cu asta. Irescu pe tema asta, încă n-am vorbit cu un neamț. Dar am vorbit cu toți. Și tot degeaba. Nu e adică... e sas. Mă rog. Deci foarte cuvinte. Deci nu se poate spune că nu au știut. Și consilieri și a fost și Ministerul Învățământului pe 2 ani jumate, pe ea. Prelui și cu armă și mai întâi. Degeaba. Anunțat acolo la minister să spună cum să facem cercetare fără o finanțare de risc. Nu se poate. Cercetarea este de risc. Venture capital. Cum se face? Și-a dat și doctor. Și s-a luat cineva serios. Poate strănătatea.
Andy a dus și ei doi au lucrat la centru și noi centru a făcut prima sesiune în țară, prima forum de Angel Capital. Și au adus la din pe numele lor, cinci Angel Capital în România. Cinci. Secretarea generală a Angel Capital, Social Angel Capital. Ce? Ca să vezi cum se finanțează pentru societate. Că niciun om cu bani din buzunar o să facă ce este. Ce să mai discutăm? Și păcat. Noi n-am fost niciodată, am făcut Camera de Comerț, am înființat o comisie la Camera de Comerț a României, o comisie dedicată cu domnul cum se cheamă, Dinga, care era ministrul, era ministrul integrării în momentul respectiv, cu domnul profesor, un om deosebit, Oscar Hoffman, dat sociologie la Academie, un tip absolut extraordinar, ca să arătăm ce înseamnă tot ce ziceam de economie. Și tot aia jumătate a fost extraordinar de interesant. Făceam în sinteze, o dată pe lună, sinteze, cu oameni invitați, sinteze, mă face la nivelul foarte mare, ca să pregătim omului politic, să dăm în răgure, ca să poată să... Absolut nimeni niciodată. Am ținut în Parlament. Am fost semnatar, sunt în cel de studii complet semnatar la Alianța Civilizației, programul ONU, singura ONG din țară. A fost bine că am semnat, dar după aceea nu mi-am luat nimeni discuții. Și ne-am zis acolo, păi că nu suntem pregătiți, că nu-l face. Nu știu, toată mai mimează, la mine, toată mai mimează, e foarte ocupată, dar nu face nimic. Exact. Da. Hai să încercăm să facem noi ca societatea civilă, să ne ajutăm. Da? Noi facem, noi știm să facem, nu facem vorbe, facem. Avem o istorie, deja în sine. Mai că trebuie să fim ajutați să se și materializeze și să facem. Pe cheia asta, nu ca de chei, că cheia cealaltă numai ca să vorbim frumos. Pentru noi limbajul ăla de lemn, de care zicea paradoxal, toată lumea undeva unde ziceam, de pe zona aia de... undeva la... cum să spun, de mă lasă rece, de gândeaz. Simțim, ăla e limbajul de lemn, nu? Limbajul de lemn este ăla care nu-ți comunică nimic. A vorbit la jumătate oră, dar nu te-a spus, nu-ți cu nimic acolo. Și rămâi letargia respectivă, că tot în acel lac. Că nu ți-ai indus, nici măcar că ai de spectator. Am mai avut un moment ăsta, dar închei, că m-am pornit acum, că frustrările care ies din mine. M-au invitat când s-a făcut partidul ăsta, nu, cu